Bun, Eugen. De la Tahiti s-a încălbenit părul. Ia. Ce faci, domnule? Bine, intru în 2024 în curând. Intrăm cu toții. Intrăm cu toții. Ce mai faci tu? Facultate, muncă, multe lucruri. Și IT. IT-ul e peste tot. IT-ul e peste tot. Da. Dincolo de sală unde, din fericire, fiind o treabă de hobby și pentru tine și pentru mine, sala de forță, nu de mese, sau și de mese, poate ar trebui după. Din fericire, ai rămas fidel lucrurile pe care le facem aici și era zic prezența ta se simte parcă din bântuie așa, mă rog, ești angrenat în ce se întâmplă aici, lucruri pentru care vreau să-ți mulțumesc și ce să-ți doresc eu ție pentru anul care vine? Ce să-ți doresc? Ce ți-ai dorit tu? Să continue la fel de bine ca 2023. Sau poate chiar mai. Sau poate chiar mai. Bine, ținte la fel de... Când mă gândesc la tine, mă gândesc la un om care zâmbește când lucrează, care e fericit când lucrează, ceea ce e o treabă foarte aparte. Poate că o parte din noi suntem oarecum morocănoși când, nu? Nu-i cazul meu, dar poate unii suntem așa foarte încordați și zice, ah, iar treabă, iar... tu ești foarte fericit când lucrezi și mai ales când ești într-o zonă de cercetare. Adică acolo unde și task-urile ceva mai grele. Da. Așa că mențin-te cel puțin ca și până acum. Mulți ani, Eugen. Să-ți fie și înapoi. Eugen, braț de fier. Toate cele bune. Toate cele bune.